Bună și bine te-am regăsit. Sunt Diana Bordeianu, sunt psihoterapeut și tu urmărești Dragă Sofia, jurnalul femeii sofisticate. Astăzi vreau să vorbim despre pasul 1 în drumul spre recuperare din dependența relațională, acesta fiind cel prin care tu trebuie să soliciți ajutorul. Și pentru asta am pregătit câteva argumente, câteva de-ceuri care să te motiveze și să găsești poate un răspuns sau să găsești o oglindă, să găsești ceva în care tu te regăsești și te-ar putea face să soliciți ajutorul dacă treci printr-o relație toxică și crezi că suferi de dependență relațională. Ai încercat din răsputeri, dar niciunul dintre eforturile tale nu a dat rezultate pe termen lung. Se poate să fi obținut o alinare de moment, însă imaginea de ansamblu este una de degradare progresivă. Nu conștientizezi gravitatea situației în care te afli, deoarece negarea învățată din copilărie este prezentă în viața ta. Și acum detaliez efectele negării. Câteva exemple, încât să-ți fie mai clar, poate când tu negi anumite lucruri din relația ta care mențin toxicitatea și dependența relațională. Femeia afirmă că se ceartă cu soțul când copiii dorm, că aceștia nu conștientizează ceea ce se întâmplă. Aceasta este autoprotecția pusă de femeie. Astfel, dacă femeia ar fi acceptat că cei mici suferă cu adevărat, ar fi copleșită de remușcări și vinovăție. Negarea face să le fie foarte greu să înțeleagă gravitatea problemei și să ceară ajutorul. E drept sigur că situația ta este mai rea decât accepti și o recunoști în prezent și că boala progresează. Înțelege că ai nevoie de tratament, suport, sprijin psihologic și că nu te poți descurca singură. Dacă și tu treci printr-o relație toxică, atragi tiparul bărbatului indisponibil emoțional, poate chiar tu ești un tipar de femeie indisponibilă emoțional, atunci nu ezita să soliciți ajutorul, nu mai amâna, deoarece negarea te poate ține în loc și îți poate afecta atât integritatea ta psihică, cât și buna dezvoltare și integritate psihică a copiilor pe care tu îi crești. De asemenea, te invit în grupul Dragă Sofia, jurnalul femeii sofisticate, un grup creat special pentru femei, pentru sprijin și suport psihologic, fie că ai nevoie de a împărtăși experiențe cu femei care trec prin situații similare, fie că ești parte dintr-o relație toxică și vrei să vezi o altă perspectivă și ai nevoie de sprijin și suport. Nu uita, de asemenea, să te abonezi la canalul de YouTube și fii pe fază, pentru că voi continua să detaliez pasul 1 și să vorbim despre dependența relațională, dar și despre ceilalți pași când vine vorba de cum reușești să te întorci către tine din iubire de sine, cum reușești să treci și să rupi această dependență relațională, aducând mult mai multă sănătate în viața ta. Până atunci, îți doresc toate cele bune și aștept cu mare drag să ne întâlnim la un nou episod în care vorbim despre dependență relațională și despre sănătate mentală, și iubire de sine, bineînțeles.